Rusia nu poate câștiga războiul pentru că nu luptă împotriva Ucrainei, ci împotriva întregii lumi, a declarat pentru Moldova 1 opozantul rus Mark Feigin. Populația Federației Ruse susține în mare parte războiul, unii o fac din frică, alții din frustrări imperiale sau din cauza propagandei. Totuși, acest conflict declanșat de Moscova nu se va termina cu bine pentru statul rus, anticipează Feigin. Juristul rus Mark Feigin, cunoscut pentru sinteza războiului din Ucraina, pe care o face zilnic împreună cu Oleksii Arestovici, afirmă că libertățile care au mai rămas în Rusia sunt ieșirea din țară și internetul. Rușii de rând o duc prost, totuși propaganda și-a făcut bine treaba timp de 20 de ani și a semănat în mentalul colectiv ideea că Rusia a suferit o mare nedreptate istorică în anii 90. Sondajele care atestă o susținere a războiului de 70 sau 80% nu arată realitatea pentru că într-o dictatură sociologia nu funcționează. Определенно можно судить о том, что это большинство. Это большинство по-разному мотивированное, большинство, которое кто-то из страха, кто-то из имперских соображений, таких, знаете, ригидных, которые еще с советских лет глубоко коренятся. Вот, чувство ущемленное достоинство знавал такое Германия между двумя войнами. Rusia și-a făcut prea mulți dușmani, susține Feigin, și nu va rezista. Căderea Rusiei pe modelul Imperiului Țarist în 1917 sau a Uniunii Sovietice în 1991 ar putea să se repete, mai ales dacă va dispărea factorul de constrângere Putin. De acest vid de putere se vor folosi toți, iar prima în listă ar putea fi China, e de părere opozantul rus. Целиком Россия не останется, потому что есть много ее частей, которые какие-то с удовольствием, а какие-то поневоле от нее отвалятся. Кавказ – это очень проблемная точка. Крым останется или нет российским? Он и сейчас-то, в общем, не российский, он украинский, но он же оккупирован. Донбасс оккупирован, там, я не знаю, Калининград, лимитрофная зона с Европой. Вообще загадка, как она сохранится, находясь как анклав. Ну и так далее. De peste trei luni, Rusia aduce un război împotriva Ucrainei fără măcar să-l fi declarat oficial. Propaganda de stat se ferește să vorbească despre termeni, pierderi și obiective. Între timp, economia rusă este supusă sancțiunilor occidentale care se fac simțite. Companiile mari au plecat, lăsând în urmă șomeri. Importurile în Rusia de materii prime și de tehnologie, transferurile bancare sunt practic imposibile de realizat. O parte din rezervele de stat au fost sechestrate, aviația civilă a fost pusă la pământ, iar sancțiunile continuă să vină. Rusia pierde și cea mai mare piață de desfacere a petrolului, Europa.